există și această cauză malformativă. Există foarte multă, hai să spunem, poate un termen dur, isterie legată de bolile cromozomiale și în special de sindromul Down. Aici în cabinet vin foarte multe paciente, pentru că eu ocupându-mă, având o specializare pe partea de ecografie și ecografie de aceasta morfologică, pacientele care se adresează acestui cabinet vin cu această chestiune. În general, fie merg în alte părți și apoi ajung și la mine, fie vin direct și cel mai mult ridic această problemă. Dacă copilul meu are ceva, dacă copilul meu nu e sănătos, eu le ascult cu foarte multă răbdare și la finalul examinării, când ele îmi solicită să facem diverse teste, și există, slavă Domnului, acum teste în care poți să știi, sunt teste de certitudine, testele invazive, sunt testele de screening care se fac și care te plasează într-un grup de risc mai mare sau mai mic, adică pacientul respectiv o plasează în grupul acesta de risc. Problema este când pacientele sunt plasate, să zicem, după testele care se fac în grupa de risc crescut. Și atunci începe drama, începe angoasa, începe frica. Pentru că totul pleacă de la frică. Frica de nereușită, frica că ai un copil care va fi dependent social, tu ți-asumi niște responsabilități. Deci, o grozăvie din aceasta pe care, de fapt, e o construcție a conștientului pacientei sau a pacienților, că e familia aici, și atunci foarte greu poți să le demontezi această frică sau să le aduci, de fapt, în sufletul lor, să le aduci lumina, dragoste. Și să înțeleagă că ceea ce este viața acolo, are dreptul la viață. Indiferent că este un copil cu sindrom Down, indiferent că este un copil malformat. O să vă dau imediat câteva două exemple recente. Din acest punct de vedere, eu am insistat și insist asupra pacienților și le spun următorul lucru. Înainte de a face orice test, vă pun următoarea întrebare și care o pun fiecărui cuplu. Dacă ați ști că copilul dumneavoastră, care îl purtați acum, ar avea sindromul Down, l-ați omorâ sau l-ați lăsa să trăiască? Sigur, o întrebare dură, frontală, dar o pun cu gândul că trezesc ceva în pacienții respectivi. Și de foarte multe ori, domnul doctor, eu, Dumnezeu mi-a dat acest copil, nu mă îndoiesc, cum va fi, așa îl voi avea. Sigur, sunt și situații în care nu reușesc acest. Sunt și situații în care facem niște proceduri invazive și aflăm copilul ăsta Down, dar, din punct de vedere legal, sindromul Down nu poate, nu poți să interupi sarcinile cu sindromul Down. Și oricât de multe teste am face noi, oricât de multe investigații am face noi, procentul acela, care s-a stabilit statistic, că sunt 6-8 cazuri de Down la 1000 de, la 1000 de nașteri, acesta este ce putem să facem. Tot este să ne credem în Dumnezeu și indiferent cum va fi copilul, să putem să îl ajutăm. Apropo de malformațiile care, în afara sindromului Down, sunt multe malformații care nu sunt incompatibile cu viața, care sunt deformații, care sunt și mulți dintre ei insistă că ar vrea să întorsesc. Am un caz recent, astăzi o să plece acasă din spital, o fetiță, descoperită săptămâna 18 de un alt coleg de la Craiova, a venit pentru o consultanță, o altă părere, un second opinion, și cu dorința ca să întrerupă sarcina. Avea o absență a palmei, a degetelor, ca să zic, dar nu toate de la mâna, de la palma stângă. Avea 23 de săptămâni. A doua zi era programată să interveneze aici într-un spital, unul dintre colegi se declanșează în acolo. Și a spus, doamne, ce vine are acest copil? Încerca să-mi găsească argumente și să-mi dea ce am spus. Dacă ați fost în această situație noastră și mama dumneavoastră vă portea în pântece, cum ar credeți că ar fi reacționat? Acum avem tehnologii, avem așa știri, nu? Atunci putem să eliminăm pe cei care nu ne sunt folosite. M-am bucurat enorm că s-a întors decizia, a lăsat copilașul. Acum 4 zile am făcut o intervenție. E o fetiță perfect sănătoasă cu această absență a câteva degete. Dar cu posibilități destul de bune ca mâna aceea să fie o mână cât de cât funcțională.
Deci vă dați seama, acesta este un caz. Și ca acesta sunt... Mă bucur din suflet că putem să mai stârnim dragostea lui Hristos în oamenii aceștia care sunt de busolați total.